noi metode de a stricura gustărică la ore. Dar până începe sketch-ul, te rog, coboară jos, pune un like și abonează-te! Suntem convinși că sketch-ul de astăzi merită un mare like! Prima lecție de astăzi este educația plastică! De aceea trebuie să ne gândim cum să ascundem cât mai bine dulciurile. Eu zic să le luăm chiar așa. Ce-i cu tine? Nici ruptul capului nu ne va permite așa. Păi vom spune că am primit coletul de la Mirimi. Aaa, coletul! Super idee, Mircea! Bravo! Apropo, coletele mele mi abia așteaptă să ajungă la tine la finele lunii ianuarie. Așa, avem 3 colete din partea familiei Melimi și 3 colete din partea canalului Melimi Vlog. Așa că abonează-te la ambele canale, activează clopoțelul ca să fii la curent cu toate vlogurile noastre și fii activ în comentarii. A, dacă este pentru abonați, îl dau la o parte. Ziceai că avem educația plastică? Atunci hai să deghizăm dulciurile noastre în toate obiectele care le vom lua la această oră. La această lecție vom lua albumele noastre de desen, însă nu în ele este șmecheria, ci în paharele unde păstrăm apa și pensulele. Ia priviți! A ta! Iar în loc de apă vom turna suc! Hai, Mircea, ajutați-mă! Hai, începem cu Matei. Turnăm în prima doză și în a doua. Așa, să avem unde să muiem pensula noastră. Așa, punem căpăcielul. Super! Dar așteaptă că imediat îți mai spun o șmecherie. Avem aici pai. Cum să bem noi sucul dacă nu avem pai? Scoatem pensula noastră, acest capăt, și îl introducem la paiul nostru. Și pensula noastră deghizată este pe loc. Pensula pai! A, am priceput șmecheria, să încerc și eu. Hai să vedem. Ne va reuși să trecem de doamna noastră dirigintă. Hai că te ajut. Toarnă. Așa. Așa. Punem căpăcielul. Right. Sucul nostru este pus în doze. Să deschidem șmecheria ta. Așa, și paiul pensule. Super fain. Și o punem în paharelul nostru. Așa. Hai să o punem invers. Mai bine așa, să vadă că este pensulă, da? Da. Salutare! Eu sunt cea mai bună profă și iubesc foarte mult elevii. Dar mă supăr pe ei foarte mult pentru că aduc mâncare la școală. Dar în loc să fie atenți la lecție, stau și ronțe pe sub masă. Dragile, iubiți-vă profesorii! Și hai să începem cu un like ca să susținem toți profesorii din țară! Bună ziua! Putem trece la loc! Treceți mai rapid! Wow! V-ați luat pensulele! Sunteți pregătiți foarte bine! Paharele cu apă și albumele! Hai, treci la loc! Vai, ce pensule lungi aveți! Da, sunt pensule Stratus, cel mai nou model! Văd că Mircea cu Matei au reușit, iar eu voi încerca altă metodă. De data aceasta voi folosi Coca-Cola și un set de creioane, cariuci și pensule. Dar pentru ce am nevoie de atâtea, vă arăt imediat. Plasăm sucul nostru aici, pe mijloc, în interiorul paharului și în jurul dozei noastre punem creioanele. Să deghizăm doza noastră de suc. Să vedem dacă reușesc să ascund doza mea atât de bine ca să nu observe dirigenta noastră. Desigur, și pensule să mai bag pe aici. Așa. De la voi cum se vede? E deghizată doza? Practic nici nu se vede. Să fug repede la școală, că acuși sună clopoțelul la lecție.
Bună ziua, permiteți să trec? Vai, ce multe creioane, carioci! Pensule ți-ai luat! Că duce trenul! Desigur, m-am pregătit corespunzător pentru lecția de astăzi. Hai treci mai repede la loc pentru că băieții sunt deja pregătiți. Mulțumesc! Astăzi, la tema iarna, vom desena un clopoțel. Iar la final vom apăsa pe el ca să fim notificați când va începe următoarea lecție. Așa să faceți și voi! Wow, bravo, Matei! Bravo, Mircea! Bravo! Ce clopoțel frumos ai tu, Luminița! Mulțumesc! Am carioci foarte bune! Da, așa este! Dar aceasta ce fel de carioci? Luminița, tu iar mergi cu șmecherie! Priviște la băieți ce bravo sunt! Nu au venit cu dulciuri sau sucuri! Da, da, suntem bravo! Mircea, transmite paharul tău cu apă. Dar vezi să nu folosești pe toate. Următoarea lecție este educația fizică. Haideți mai bine să ne echipăm. Matei va merge cu trofeul obținut la proba aruncatul bombonelor în gură. Și desigur, trofeul lui va fi umplut cu bombonele. Mircea, transmite. Schito! Hai să punem, Matei. Să-l umplem. Multe! Mulți dintre voi au sugerat să ascundem bomboanele în papuci. Și de ce voi pune marshmallow chiar în papucii mei? Wow, nici nu se văd! Iar papucii îi voi pune în geanta de sport. Priviți aici, deci nu se vede că are dulciuri în papuci. Super faină idee. Și, Mircea, asta e tot? Nu, am aici și o sticlă. Și ce vrei să faci cu ea? Voi ascunde înăuntru bombonele. Wow, și ți-n cap? Wow, în cap, perfect. Pune mai multe, pune. Așa. Să ajungă pentru toți. Și sticla destinată apei este plină cu bombonele. Ia privește aici. Hai să punem căpăcelul. Iar tu cu ce vei merge la sport? Cu medalia. Păi e de fier. Ok, atunci o voi locui cu una de ciocolată. Super idee. Medalia de ciocolată o voi prinde de cea adevărată. Uite așa. Mulțumesc, Matei. Și medalia mea este pregătită. Așa, o iau cu mine. Și să mergem la ore. Bună dimineața! Oh, au venit sportivi. Nu, chiar campionii. Matei, ascunde bombonierele. Eu sper că nu aveți cu voi dulciuri sau sucuri. Ce fel de întrebare? Suntem sportivi sau ce? Ia, Matei, să vedem ce scrie pe cupă. La ce tu ai luat trofeul? Chiar îmi este interesant. O cupă plină de bomboane? Nu sunt bomboane, sunt vitamine ca să întărească corpul. Lasă că vitamine de acestea văd în fiecare zi la voi. Acum să trecem la următorul. Chiar este de fier. Păi, v-am spus că suntem sportivi și venim de la competiții. Și ce are în geanta aceasta? Cu siguranță e plină în vârf cu bomboane.
A, nu, este doar o pereche de papuci, o sticlă de apă. Hai trece la loc, mare pejor. Da, vor fi sportivi de performanță. Wow! Hai scoate ciocolata! Așa! Doare mă seaua! Dulciurile acestea! Burta! Nu mai mănânc dulciuri! Au, mă scarpin, am alergie! Și tu? Astăzi cred că este de ajuns.